Cordea, adus în țară tricoul lui Ronaldo, a fost adversar la Arabi. I-am dat și eu tricoul pentru copiii lui, dezvăluie fostul fotbalist de la FCSB. Învins de Ronaldo la Arabi, Cordea a fost consolat de starul portughez care i-a dăruit tricoul. La final eram supărat că am luat un gol din penalti în minutul 86. Am plecat către vestiar și m-a strigat. O să-l țin acasă, o să-l am amintire. Cristiano Ronaldo este un jucător extraordinar, pe lângă Messi și este normal să-l pun bine. Cordea a rămas surprins când Ronaldo i-a cerut tricoul. Eu i-am zis să nu-l lași la stadion, mai bine le dau la copii în tribună și mi-a zis că pentru copiii lui. Cordea a început sezonul la FCSB și la anul așteaptă un tricou de campion. Cred că va fi anul acesta lor. Este momentul să ia și ei campionatul după ați ani, 9 ani? O să le ia. Cordea este într-o vizită fulger în România. Dacă te cheamă Edi la Națională, ce faci? Anulez bilet. Dar nu cred că va fi. Vor câștiga ambele meciuri și ne vom califica la Euro.